Astăzi am un foarte mare chef să vă povestesc puțin ceva despre Porsche. Iubesc să fac vloguri, dar iubesc mai mult să mă așez în mașina asta. Din păcate, trebuie să muncesc și nu știam cum să fac să mă așez în ea. Și de asta am decis să fac acest vlog ca să am un pic din ziua asta să o petrec aici, pentru că mașinuța asta mi-a schimbat în principiu complet percepția despre acest brand, despre Porsche și despre condus în general, pentru că mereu am crezut că Porsche, nu am crezut, adică a fost ideea mea că Porsche este understatement, că nu este ceva pentru mine, că are o formă ciudată și a fost mereu așa și am preferat altceva, gen Lamborghini, BMW, dar de când au scos 992-ul, mai ales GT3-ul, nu alta, ci GT3, mie mi-a plăcut mereu ideea de GT3 pentru că, în primul rând, este o mașină cu tracțiune spate. Am deja o mașină cu tracțiune integrală foarte puternică, de aia nu Turbo S, pentru că foarte des primesc întrebarea de ce m-am decis pentru GT3 și nu Turbo S, pentru că are tracțiune spate și mie îmi place să fugă de fund. Îmi place să fugă mașina de fund, îmi place foarte mult și îmi place să controlez, practic, când faci anumite manevre, un power slide, un drift, un donut, este foarte mult despre control și mașina asta se conduce extraordinar de mișto. E foarte, foarte mișto la condus și în principiu cam asta este ce face Porsche-le să fie o mașină bombă. Poate nu cum arată, pentru că este foarte understatement, poate nu prețul ei, că nu este un supercar atât de scump, ceea ce e mișto cumva, adică ai un supercar care nu este atât de scump ca concurența, ca competiția, să spunem așa, ca un Ferrari, un Lambo, un McLaren și interiorul. Cred că la nicio mașină până acum nu am văzut să combine luxul din interior, prelucrarea materialelor să fie atât de perfectă ca la Porsche, nici măcar la BMW, cu toate că eu sunt foarte mare fan BMW, iubesc BMW-urile și n-aș da nimic pe adică să înlocuiesc acest brand, că pentru mine este și a fost mereu mașina sau brandul de suflet. Cu M4 am început, M4 m-a făcut cumva cunoscut, mașina aia m-a făcut cunoscut, dar totuși aici vorbim de cumva alt nivel. De condus, de lux în interior, exterior și asta o face de apreciat. Este calitate nemțească pusă la punct top, deci absolut top. Tot ce vezi, cum se conduce, cum arată, este extraordinar. Asta nu înseamnă că nu mai este loc de mai mult, adică de modificări. Că după cum știți, mie îmi place foarte mult să modific mașinile. Nu suport o mașină stock, pentru că oricine poate să aibă mașină stock și nu oricine are gustul necesar să modifice în felul, într-un fel să-mi placă sau să fie mișto, știi? De aia eu sunt genul de persoană care îi place să pun un pic amprenta pe ele, să le facă în stilul lui. Prima modificare care am făcut a fost jantele, bineînțeles. Ea deja este foarte frumoasă și joasă din fabrică, dar ce e mișto, iar un lucru foarte, foarte tare la Porsche, mai ales la GT3, care are suspensie reglabilă din fabrică și poți să o lași, să o faci, practic, să arate perfect doar cu suspensia stock, nu trebuie să mai pui KV, toate KV, clar, este o opțiune mai bună, este mai premium, se conduce mai mișto, mai ales V4 este o suspensie extraordinară și iubesc KV, dar aici avem opțiunea din fabrică să o lăsăm jos, fără să schimbăm suspensia și asta e top, deci îți economisește din nou, dacă ești fan KV, încă vreo 7000 de euro. Și după ce am montat jantele, am lăsat-o și puțin jos. Eu, după părerea mea, dacă ar fi, aș lăsa un pic mai jos, chiar poate încă un centimetru, pentru că totuși ar mai merge un pic acolo să arate bine, știi? Bineînțeles, volanul mi s-a părut mereu un lucru care a fost, este un pic ciudățel, adică este foarte subțire și nu știu, mie îmi trebuie un pic ceva mai gros în mână să simt mașina, ca să simți. Trebuie ceva, să simți ceva în mână și este relativ subțire din fabrică și am decis să îl reconstruiesc, să fac ceva custom care se prinde bine, îl ții bine cu mâna, e mai gros un pic, este ergonomic, este făcut exact după mâna ta sau mâna mea în cazul ăsta și arată extraordinar, adică mie pur și simplu îmi place atât de mult, cum am îndrăgostit mult mai rău de mașina asta față de cât eram înainte și împreună cu padelele care le-am făcut galbene și puțin mai mari, îmi place la nebunie, ca să se potrivească totul perfect și să nu fie prea
mult, adică too much, să fie doar un simplu touch, doar o mângâiere de schimbare, am decis să punem și piele galbenă pe lângă carbon și alcantara, care practic are aceeași culoare ca restul, ca centurile și ca roll cage-ul. Deci mi se pare demențial, negru cu galben sau negru cu roșu, combinația asta, dar nu prea multe culori, adică practic tu nu ai aici nimic decât negru, gri, argintiu în cusături și galben. Și este o combinație superbă, pentru că se pupă perfect și cu etrierii, pentru că sunt la fel de aceeași culoare, sunt galbeni, și cu jantele. Adică avem aici o combinație delicioasă de culori, să spun așa. Dacă vă place cum a ieșit, aș vrea să-mi puneți în comentarii și dacă mai aveți alte sugestii, care poate niște sfaturi care mi le puteți da, pentru că mie îmi place să vă ascult și pe voi, scrieți-le la fel în comentarii și poate am să le fac. Deocamdată aș vrea să vă arăt un pic mașina. Este un Porsche GT3 din 2022, anul ăsta. Acum are deja 4000 de kilometri și are un 4 litri aspirat. Asta mi s-a părut genial, pentru că ai o tonă de opțiuni să-l modifici. Poate nu pentru acum, dar există doar prin soft, dacă schimbi evacuare, galerie, deja ai posibilitatea să scoată flăcări, ai posibilitatea să-i pui un biturbo. În principiu, nu există prea multe limite și asta o face genial. Și pe lângă faptul că are un 4 litri aspirat, are și tracțiune spate și asta o face un fun to drive. Deci este extrem, extrem de mișto de condus, în curbe se ține. Mulți îmi pun întrebarea care e mai mișto, de ce alegi, cum alegi mașina, și în principiu este foarte greu, e dificil să, dacă ai mai multe mașini care practic îți plac foarte mult în garaj, să alegi una, dar mereu cumva o alegi după chef. Dacă ai chef să te dai mai mult prin curbe sau dacă vrei să îl faci pe unul cu motorul, că cu Lambo chiar merge, nu-i greu, sau vrei să te joci, depinde, chiar depinde de mood-ul în care ești în ziua respectivă. Și mașina asta este genială de condus în curbe, adică am făcut toată proba în Dolomiți, am condus Lambo filmând și după aia am schimbat mașina cu GT3-ul și parcă m-am dat jos, nu știu, e foarte greu de explicat, poate sună arogant, nu vreau să sună arogant în niciun caz, dar chiar nu se compară la handling și la stabilitate pe stradă, mai ales în curbe, și cum poți să o conduci. Poate are mașina respectivă dublu cai, dar niciodată nu o să fie mai rapidă ca asta, mai ales în munți, în curbe, unde poți să te distrezi. Da, este senzațională și chiar m-am îndrăgostit rău de tot de ea. Ce să vă mai spun? Pe lângă faptul că are un 4 litri aspirat în spate, mai are foarte mult loc în față, față de Lambo, cred că cel puțin de două ori jumate sau de 3 ori mai mult loc să depozitezi bagaje, ceea ce o face foarte interesantă pentru un sau o călătorie mai lungă. Și este important, pentru că mie îmi place foarte mult, după cum știți, să îmi conduc mașinile. Am condus și Lambo într-o vară, parcă vara trecută a fost 6 săptămâni, am mers doar cu un singur bagajel care a încăput în față la Lambo și am stat 6 săptămâni, după cum am spus, și am mers vreo 25.000 de kilometri fără să știm destinația următoare, din Italia până în... Wow, deci absolut în toată Europa, cred că am fost în 20 de țări în 6 săptămâni. Am condus și ne-am distrat, am avut cel mai frumos timp din viața mea, time of my life. Am avut-o cu mașina aia și cu iubita mea. A fost extraordinar și ar fi fost bine să am un pic mai mult spațiu și, cum v-am spus, aici chiar este și e top, top. Ce-mi place foarte mult sunt scaunele, deci ai un stai în ele foarte, deci te ține foarte mișto. Chiar ai nevoie, pentru că în curbe, când vrei să fii, practic transform, devii unul cu mașina, chiar ai nevoie de asta. Și scaunele astea sunt cele mai top scaune pe care le-am văzut din fabrică la o mașină. Deci puteți să spuneți și voi, arată senzațional, adică sunt mega, mega wow. Ce e un pic nasol, că aici mereu se vor deteriora. Mereu când cineva se urcă în mașină, tinde să atingă cu piciorul acolo. Eu mi-am instruit partenerul să aibă grijă și la mine mereu interioarele au fost impecabile, la fel ca cel de la Lambo. După 40.000 de kilometri cu interiorul roșu, este efectiv perfect, pentru că mereu am avut grijă ca lumea care se urcă în el să aibă grijă, să nu zgrie ceva.
e fain că are roll cage. Roll cage ăsta cumva îi dă un look mișto și bineînțeles este important când mergi pe track, pe circuit cu el, să îl ai în caz de ceva, clar te ajută în caz de accident. Haideți până afară să vă arăt un pic din exterior jantele și etrierii galbeni, cum arată, ca să vezi cât de mișto se pupă cu interiorul. Deci, în exterior este, din punctul meu de vedere, cel mai frumos Porsche pe care l-au făcut ei vreodată. Și până cu jantele arată senzațional. Pe față avem 9.5x21 și pe spate 12x22. Janta ZP Forged V, modulară din două bucăți, cu un brushed bronze pe față și un champagne polish la buză. Și aici să văd și șuruburile sunt vizibile în gold. Jante pe 22 pe un 911. Se pare genial, arată senzațional. Cel mai mult, cumva, mi-a plăcut fundul mașinii. Ăsta a fost și motivul de ce m-am îndrăgostit de GT3, pentru că arată într-un mare fel. L-au schimbat, l-au făcut practic exact ce nu-mi plăcea mie înainte, wing-ul și stopurile le-au schimbat exact într-un fel extraordinar de mișto, încât să arate... Deci arată bombă, nici n-am cuvinte, n-am ce să spun. Am umblat un pic la sunet. FA exhaust, ca de obicei. Și, după cum am spus, 4 litri aspirat. Să mai aruncăm un ochi frumos în interior. Așa. După cum vedeți, piele cu Alcantara, stitching în argintiu, foarte mult carbon. Scaunele se ridică și se lasă electric, față-spate manual și, bineînțeles, PDK. Foarte multă lume m-a întrebat de ce nu am comandat manual. Pentru mine, ideea de o mașină a fost mereu tehnologia în spatele ei și este foarte păcat să dai o tehnologie ca PDK-ul, care este practic cea mai rapidă, cea mai bună, cea mai avansată cutie din industrie, din lume, să o dai pe o cutie manuală care îți ia efectiv din speed. Adică tu când schimbi viteza manuală, niciodată nu o să fie atât de rapid cum ai fi cu un PDK. Deci asta este motivul. Plus că în trafic, clar, nu este avantajos să mergi în oraș cu o cutie manuală. Dar ăsta e punctul meu de vedere, fiecare l-are pe al lui. Puteți să-mi spuneți în comentarii ce idee aveți voi, adică dacă mă susțineți, dacă este adevărat ce spun sau nu. Aștept comentarii și părerile voastre.